La sport, probabil vă întrebați astăzi, și unii nenorociți vă întrebați de când o cunoaștem pe Diana Stăjeanu, cum doarme ea îmbrăcată? Ei bine, pregătiți mătușile, nepoții, puneți-le mâinile la ochi, pentru că Diana Stăjeanu, care a venit în niște pantaloni minusculi în ultimele luni la Neața, astăzi ne arată cum doarme, probabil mult mai dezbrăcată. Taram! Neața, Dani, neața, Răzvan, da, este costumul meu de ren, dar pentru iarnă, bineînțeles, când merg la munte. Știi și tu că marți am făcut un antrenament din programul Yummy Mami. Mămicile au fost super încântate, mi-au pus multe întrebări, mai exact în ce constă programul. Le mai spun încă o dată, e vorba de un program de antrenamente care se fac acasă, da, cu ajutorul greutății corpului, deci doar am nevoie de o sarteluță. Dacă au copil mic, poate să folosească și copilașul cu greutatea lui, dar au și meniu inclus și monitorizare. Însă a fost o mămică care mi-a spus că ea are un copil de 10 ani, de care are aproape 11 kg, da? Și nu poate să facă antrenamentele din programul Yummy Mami. Așadar, m-am gândit că astăzi, oricum, copiii sunt acasă, au nevoie să aibă o activitate, la fel și mămicile să slăbească, și o să facem un antrenament. Pentru început o să fie un șotron. Ramona, tu poți face încălzirea până fac eu șotronul, da? O să vedeți că este foarte solicitant, este un antrenament cardio mai mult de data asta, pentru că sunt sărituri. Am luat aici un elastic de 10 metri, dar puteți să folosiți ori scoci acasă, ori mohair. Dacă aveți un sul de mohair, perfect, Ramona, te descurci foarte bine, numai un pic. Așa. Eu sunt mami. Orciu la scoci ar fi singura problemă, că poate să rămână pe parchet să-l dezlipiți mai greu. Hai, Ramona, umeri. Lucrează și umerii, perfect. Așa. Asta este șotronul. Cum arată? Cum arată? De sus? Asta e. Minunat. Perfect. Hai, Ramona. O să avem 5 runde, da? Prima ar fi cea mai simplă pe care o știu toți copiii. Din poziția asta cobor aici. Scopul este să nu ating banda. Perfect. Așa. Ne-am încălzit un pic. Următorul doar într-un picior aici. Schimb, da? Fără să ating. Dacă ai atins, Ramona, aici e periculos, să știi. Dacă ai atins, o iei de la capăt. Perfect. Sunt cea mai bună la șotorul. Merg în lateral aici, cu privirea în față. Tot așa, săritură. Fără să ating. Hai, sus. Mă solicită foarte mult, da? Pentru că lucrez cu greutatea corpului. Am și o ridic de la sol. Ramona, următorul e mai greu. Din lateral, într-un picior. Hai. Hai, că ne-am încălzit deja. Perfect. Mai avem ceva? Încă două. Asta e de echilibru. Ia uite, cobor aici, ating vârful, sus, cobor, sus, cobor. Hai, Ramona, hai să te văd acum. Așa, perfect, nu te grăbi, nu te grăbi. Lent, perfect. Așa, asta e încălzirea. Puteți să-l faceți, să-l jucați 20 de minute, jumătate de oră. Mulțumim cu un singur amendament, pentru că sunt oameni în perioada asta care se uită la noi